Salutare cocoleșilor și bine v-am regăsit la un episod din Nuntă de Vis, cocoleșilor. Am o veste super trăznet. Au apărut oameni în House Flipper, băi! Deci mie mi se pare incredibil, pentru că în felul acesta știți ce înseamnă asta? Mamă, dar ce frumos e aici! Ce frumos! Ia uitați! Ziceți și voi dacă nu vă simțiți ca la nuntă, păsările ciripesc, este numai lux și voie bună. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că avem invitați la nuntă! Pe lângă cocoliș, mai vin și alți oameni din House Flipper. Am aici niște femei și niște bărbați și vreau să... Uite ce am făcut frumos. Eu zic că am făcut frumos, dar aici trebuie de o singură culoare. Trebuie totul roz, pentru că ți-a puțin privirea. Așadar, hai să vindem astea. Vindem florile astea roșii pe care le-am pus noi data trecută, că nu se potrivesc. Bă, se poate vinde așa. Uite așa. Și le găsim noi și le punem cu roz. Dar până una alta, cocoleșilor, haideți să găsim oamenii. Să vedem aici. Scriem woman. Woman, woman. Ia uitați. Avem aici trei femei de... trei feluri de femei. Asta, care... e cu nasul pe sus, cică. Bă, ce față are? Auleu, frate, ce adevărată -i! Asta e așa critică, știți? Tu punem sau să nu punem? Zice sassy woman. Eu zic că nu este îmbrăcată pentru nuntă, dar este... Hai să o punem pe scenă, ea cântă. Da, da, hai să o întoarcem. Uai de capul meu. Eu știți ce? Eu nu sunt căsătorită și sunt puțin invidioasă pe miri. Da, da, da. Uai, dar ce tare! Eu sunt cântăreață. Mamă! Ziceți voi dacă nu-i super tare, băi! Deci ăsta este doar începutul, cocolicilor. O să se pună mai mulți oameni aici. Vă dați seama în ce o să se transforme House Flipper? Într-o nebunie. Și ia uitați, avem aici niște fete de treabă. A, eu sunt căsătorită. Sunt căsătorită și nu sunt invidioasă deloc. O putem pune pe scaun? Stai acolo. Și punem un scaun așa. Îl întoarcem puțin. Uite așa și punem pe femeie pe scaun. Vai! Oh my god! Oh my god, cât de tare! Băi, să faci cu fața ta! Mi-ar plăcea să fie cu fața mea. Știți ce mi-ar plăcea să fie? La mire și la mireasă, să putem pune acolo la altar. Wow! Oh my god, dați să o luăm, să o punem aici la masa în care... are cu mâncare. Uite, punem aici, punem aici. Au, nu sta, nu sta, nu sta, nu sta pe masă, te rog, te rog, nu sta pe masă. Stați, stați, că trebuie să mutăm puțin scaunele. Facem puțin loc la domnită. Este printre primii musafiri. În cap, în cap. Wow! Primii musafiri invitați au ajuns la petrecere. Și fericită. Bă, deci ce realist este... este next level! Uai de capul meu, vreau să apăsați butonul de cocolike! Dacă vă place ideea super tare și haideți să mai punem aici, că mai sunt femei. Hai să o punem și pe asta îmbrăcată cu albastru. Ce-i drept, n-am venit îmbrăcată de nuntă, dar eu zic să o punem. Uite, o punem pe tante aici. Tăia și se uită la... Uci fericită-i! Hai să-i tragem scaunul ăsta puțin mai în spate, că n-are loc. N-are loc! Foarte fericită, o apreciez. Ai loc? Așa, așa, așa. Stai comod? Stai comod? Data viitoare să vii îmbrăcată puțin mai elegant, da? În rochită, dacă se poate. Bă, genial. Și stați să vă arăt. Cam și man. Stați să vedem. Îl cheamă businessman. Ia uitați. Deci ăsta eu zic să fie mirele. Stați. Are față de mire! Așa e, că are față de mire. Hai să-l punem... Eu aștept și mireasa, deci vă zic sincer, îl pun pe mire aici. Mirele o așteaptă pe mireasă. Uite, îl pun aici. Mirele o așteaptă pe mireasă să vină. Bă, ce fericit, e fericit că o să se găstrească. Eu cred că ăsta care l-a făcut... e chiar el. O zice, hai să-mi pun fața mea, că da, de ce să nu mă fac celebru aici?
uitați-vă voi, deci e foarte, foarte, foarte tare jocul. Băi, nu mă așteptam la așa ceva. Vreau să-mi ziceți în comentarii ce părere aveți. Dacă o să se pună și o mireasă, genial e totul. E genial. Bun, deci ăsta este mirele, îmbrăcat așa cu alb și negru, dar mai avem aici. Dați să vi-l arăt. Mai avem îmbrăcat și altfel, cu gri deschis. Bă, hai să-l ducem mai departe. Ăsta este doar invitat, știți? Ăla-i mirele. Ăsta au venit împreună cu prietena lui, e asta. Punem aici unul lângă altul. Să-și o păzește. Hai, stai. Așa. El stă și ascultă. Oh. Bă, ce realistic e totul, nu-mi vine să cred. Ia uitați, el stă și ascultă muzica. Da. Și hai să mai punem încă unul, hai să-l punem și cu asta. Bărbații stau în picioare, văd. Ma femeile au obosit și vor să stea jos. Hai să-l punem și pe ăsta cu albastru, da? Businessman. Sau să-l punem aici? Știți ce? Dă și el un speech. Dă un speech. Vreau să dau un speech pentru mire și pentru mireasă. Sunt fratele geamăn al mirelui. Da. Păi, cocolișilor! Cât de tare e toată treaba asta! Nu știu cum, dar... Hai să mai punem încă unul la DJ. Hai să mai punem unul la DJ, îl punem pe ăsta cu gri. Așa. Deci toți frații la mire au venit la... Aici. Uite așa. Eu sunt DJ, eu fac atmosfera. Ia uite, eu mă pun muzică. Spuneți-mi ce fel de gusturi aveți. Hai să-l mai rutim puțin. Îl punem aici. O să stea mai bine. Așa. Ziceți-mi ce fel de muzică ascultați ca să vă pun aici. Vă pun BTS și vă pun Twice. Că mie îmi place Twice. V-am zis că îmi place Twice, așa-i? O trupă de fete, K-pop. Și Caroline îi place mult să asculte BTS și Twice. Mamă ce-i place. Dansăm în fiecare seară. Deci, cuculișilor, avem invitați. Ia uitați. Totul a prins viață, bă, ce frumos. Eu nu mă las până ce nu facem rost și de o mireasă. Bun, să mai vedem. Eu am mai downloadat niște chestii interior design. Nu știu exact unde mi le pune mie, serios vă zic. Dar aș vrea să mai vedem aici ce mai facem. Ce am zis? Că vreau să pun aici niște flori, da? Dar nu știu unde le găsim. Hai să vedem aici la plante. Și să dăm așa tot scroll, că poate le găsim pe astea pe care le-am pus aici sub altă culoare. Aș vrea tare mult să le pun pe roz, că așa dă mai bine. Să vedem, poate avem noroc de data asta să le găsim. Și dacă nu le găsim, probabil nu sunt pe partea asta. Trebuie să le găsim, să le căutăm în alte parte. Bă, putem să punem și copaci. Da, e foarte frumos și copaci ăștia sunt. Dar o să vedem noi unde îi punem. Ia, ăsta e foarte frumos. Chiar îmi place de el, dar nu știu dacă aș pune... Bă, să punem aici un copac? Hai, cred că merge aici un copac. Uite aici, uite între astea. Uite așa, uite aici. Sper să nu deranjeze pe nimeni copacul meu. Uite așa, hai să-l plantăm. Wow! Deci mie asta mă trebuie, o mireasă și îmi trebuie lumini pe care să le putem pune pe aici printre copaci, prin aer, știți? Asta îmi doresc. Așa, gata. Uai, ce romantic e cu copacul ăsta. E cam frumos, cocolișilor. Deci vă zic sincer că chiar mă pricep. Uite, și oamenii ăștia sunt foarte surprinși. Uai, dar ce frumos este aici, Cocos Cristina, la tine la nuntă. Ce minunat ai făcut. Eu aș zice să mai punem încă un copac. Hai să mai punem încă un copac, uite aici. Fix dintre ăsta. Așa, ca să fie cu stil. Uite așa. Hai să-l plantăm. Stai că-s prea sus. Uite așa. Deci ce notă primesc cocolișilor? Jocul ăsta este genial și devine din ce în ce mai interesant, după cum vedeți. Cu toate update-urile astea și știți ce o să mai urmeze? Vă zic sau lăsăm surpriză? Nu mă pot abține. Vă zic, da? Să urmeze un update cu anițe, cățeluși și pisicuțe și alte chestii, vă dați seama? Ia uite, aici frumos. Eu zic că se potrivesc copaci ăștia acolo, nu? Să plantăm și partea asta altă. Eu cam dată las partea asta că vreau să fac aici ceva de entertaining, dar nu știu exact ce.
Aici zona asta, cred că ar trebui cumva niște... Asta nu-mi place, că e cam veche. Ar trebui ceva, niște trepte să te îmbină, să te îmbie. Bă, copăcelul ăsta nu, nici el parcă nu se potrivește aici, nici astea, nici astea, nici astea. Așa. Ar trebui cumva să punem aici ceva mai frumos, dar nu știu ce am putea să punem aici. Aveți idee? Punem o salată. Mmm, salată, n-am pus salată. Stăteam aici și căutam florile alea și din câte văd eu nu le găsesc aici. Probabil sunt în altă parte de unde eu am downloadat, mă gândesc, nu? Adică dacă nu le găsesc pe aici, sigur trebuie să fie, uite aici, la garden plants. Nu sunt aici. Băi, deci eu nu știu unde sunt decorations. Oh! În primul rând, ia uitați ce avem aici. Pentru casa abonaților avem, am downloadat-o special pentru voi. Mai țineți minte că vă pusesem eu o dintre asta, dar era foarte mică. V-am făcut rost de una mare, așa că aveți răbdare că o să ne întoarcem și la casa abonaților și o să facem foarte frumos acolo. Ia uitați ce mai aveți pentru casa abonaților. Watermelon dintre asta, colac pentru piscina voastră. Deci aveți răbdare, cocoleșilor, că... tot adunăm chestii. Ia uitați! Asta merge! Wow, hai să punem asta! Asta e faină de nuntă! Bă, unde să o punem? Asta merge foarte frumos dacă s-ar pune. Una aici și una acolo? Nu. Că parcă vrea să le ia mâncarea. Hai să punem de aici. Punem una în stânga și una în dreapta. Ca și cum ele, aceste zânuțe, îngrijesc aceste flori. Vedeți, avem și o poveste în spate. Ia să vedem. Așa. Lăsați că n-am făcut simetric. Să vedem dacă merge. Dacă nu... Eu zic că merge. E destul de interesant. E frumos, dar vedem ce mai facem aici și cu... Aici, aleea asta, cred că ar trebui să o schimbăm. Vreau să o vând și să pun dintre asta de lux. Nenea! Auleu! Nenea Mire, te iau puțin și te pun aici și așteaptă tu pe Mireasă că imediat vine ea. Ia, poși bine, nu-i așa? Hai să vedem astea, chestiile astea super faine, la surfaces, aici sunt, da? Uite astea, așa, pe alb cred că le-am ales, da? Asta white, astea sunt, astea, da? Ok. Haideți să le punem aici foarte frumos, cu câș, da? Câș. Asta este, stai, că nu știu dacă am făcut bine câșul. Așa, uite aici. Trebuie să le punem fix în la mijloc între flori, da? Deci le mutăm puțin mai în față, așa. Și uite așa. Și tot punem dintre astea, pentru că pe aici va merge, va păși mireasa. Știți ce mi-ar plăcea foarte tare? Niște petale de trandafiri. Ceva, niște petale de flori, să pășească pe petale de flori. Ar fi frumos, nu? Mai de lux? Ia uitați! Vai, dar ce minunat! Aici cred că mai merg niște flori dintre astea. Cum se cheamă astea? Hortensii? Nu mai știu. Ia să vedem la plante. Astea sunt. Astea sunt alea pe care le căutam eu. Bă, dar mi-au luat... Uite, când te uiți la ele, sunt normale. Și când dai, abia când dai... Sunt magenta oare? Ia stai să vedem. Astea sunt magenta? Bine. Hai să ne ducem și să punem plin de magenta, pentru că magenta este culoarea pe care o folosim noi aici la... Uite așa. Merge bine cu alb și cu roz, așa-i? Bun. Dar cred că ar mai merge ceva în stânga și în dreapta. Uite aici, n-am pus eu... cred că ar trebui să punem pat de flori ceva, mă gândesc, ca să acoperim puțin. Și să revenim. Cred că astea magenta sau pink. Eu cred că aici am pus pink. Nu am pus. Am știut tot ce pun. Am pus magenta de la început. Am pus foarte bine. Sunt foarte isteață. Bun, și punem așa, da? Uite așa. Și în partea asta altă la fel. Bă, sau acolo am pus pink. Ziceți-mi dacă acolo am pus pink sau magenta. Că pare că am pus pare că am pus magenta. Pare că am pus pink, voi vedeți? Pe care îl lăsăm?
Aș zice... Știți ce? Hai că nu e diferența foarte mare. Așadar, hai să le vindem pe astea ca să muncim mai puțin, că în viață trebuie să fii isteți. Și luăm pink. Uite așa. Că se aseamănă, nu-i mare diferența, dar le întoarcem puțin ca să fie mai șmecheros. Uite așa. Așa, și le punem și aici la fel. Perfect! Ia, uitați ce minunat! Gata! Tu, domnule, așteaptă-ți mireasa că în curând am să fac rost de ea. Undeva aici, așa în mijloc, hai să încercăm puțin o chestie. Avem aici la surfaces. La structure? Nu, la surfaces, cred. Avem aici chestii. Ce-ați zice dacă am pune dintre asta a size mai mare, uite așa. Și să punem aici așa ca să... Să punem pietriș sau să lăsăm iarbă? Deci nu știu. Am nevoie de ajutorul vostru. Asta poți să mărești. Dacă dai scroll, vezi? Mi-ar fi plăcut aici să pun ceva, dar cred că nu pietriș. Cred că e cam dificil pentru tocuri. Dar acum nu știu cum să rezolvăm noi treaba asta. Pentru că aș vrea cumva să circul mai bine cu aleea. Așadar, dacă luăm aici o alee dintre asta și mai punem, să vedem dacă putem să facem compozițional să dea bine. Ia uitați, deci nu știu cum să fac aici. Încercăm așa. Ia, deci dacă venim așa, dați să vedem, trebuie să fii isteți. Încerc cumva să leg toate astea. Așa, și aici. Aici probabil o să facem noi o mutare ceva, deci nu știu cum să fac. Sau lăsăm așa, lăsăm pentru că e pe zone. Ce ziceți? Lăsăm pe zone și la un moment dat vedem noi cum legăm cu flori. Pentru că cu flori legi totul în viață. Puse Cristina. Uite. Uite așa. Și asta vreau să vând astea și să pun frumos. Mamă, ce pe dedesubt! Ce pe dedesubt! Incredibil! Așa. Așa. Și se vinde și asta. Se poate? Așa. Și acum, haideți, cocolișilor, să punem dintre astea bai multe și le punem, pentru că astea sunt mai de lux, știți? Și merg mult mai bine la nunta noastră. Uite așa. Alea erau așa pentru început. Acum cum am mai evoluat și noi, avem mai multe chestii. Avem alte standarde acum. Este nuntă de lux. Înainte era orice fel de nuntă. Acum cu toate update-urile astea avem și musafir, vă vedeți? Ia să vedem. Deci punem pavajul ăsta. Îl punem bine? Punem bine, cocolișilor. Și trebuie să punem, uite așa, și la ușă. Nu pot să zic că l-am pus foarte bine. Ba da, cred că l-am pus bine, dar... Dar se putea puțin și mai bine, știți de ce? Stați că mă scarpin în cap. Ba uite, putem să facem poate cu chestia asta. Ia. Poate punem aici din mai multe. Una. Stai. Deci punem. Chestia este că dacă o pun încolo, îi strâmb. Dacă o pun aici, îmi rămâne puțin în plus. Ia, stai să vedem. Punem așa. Punem cu spațiu. Și punem gazon de desubt. Să știți că ar merge bine și așa. Și poate punem și acolo cu spațiu. Nu știu. Chestia este că am greșeala asta. Dar cred că putem să o rectificăm dacă mutăm toate astea mai încoace cu una. Uitați așa, deci eu am nevoie și de sfaturile voastre. Țin că vă implicați, că mă ajutați, că îmi dați sfaturi, că facem aici totul împreună. Eu cred că dacă punem asta așa și lăsăm acolo la intrare puțin, o să-și dea nimeni seama, nu? Acolo fix lângă portiță. Voi ce părere aveți, cocoleșilor? Că, vedeți, aici nu este totul numai de plăcere, este și puțină matematică. Trebuie să te ducă capul. Să pui fain. Ia uite, să meargă bine. Haide, uite că e perfect. Vedeți? Aici faci pur și simplu un pas și vii în rai. Și acum, aici nu știu cum să fac. Să facem așa, asta să fie în continuare? Este că dacă vine în continuare, să știți că probabil ar fi bine, dar cred că trebuie să mai schimbăm puțin aici. Da, deci am o mică problemă cu aleele, va trebui să o rezolv. Dar vreau să-mi ziceți aici, în zona de entertaining, ce facem, cu ce umplem? O piscină, nu? Am zis că punem o piscină, poate reușim să punem gen o piscină sau...
Poate punem un pond. Ia, hai să punem un pond. Ia, scriu pond. Așa. Și poate îl punem pe ăsta. Cred că e invers, uite așa. Îl punem cât de în spate posibil. Uite așa, e bine? E destul de în spate, zic eu, e foarte, foarte bine. Hai să-l săpăm. Deci eu abia aștept să mai facem episoade de House of the Barbie prea fain cu nota de vis. Așa. Și o să punem aici și copăcel să fie romantic și flori și poate un dintre ăla, un poduleț. Ce ziceți, a? Ia uitați cum vin și peștișorii. Yay! E frumos? Avem și nufere, avem de toate. Și aici aș putea să pun un tree. Ia. Tree. Ce copac ziceți voi că ar merge bine aici? Aveți idee? Avem și ficuși, avem multe chestii. Chestia este că data viitoare, cocoleșilor, o să putem să punem tot ce dorim noi, tot ce dorește sufletelul nostru, pentru că vreau să-mi dați idei, da? Ideile voastre sunt super mega tari. Mă gândesc să pun ăsta, pentru că se potrivește cu restul, dar să văd dacă ne lasă. Să văd, ne lasă aici? Are puțin spațiu, are ceva spațiu. Nenea? Nenea, în cap? Copacule, uite că ne lasă aici. Stai, să vedeți că ne lăsa pe aici, pe undeva. Este că lui trebuie să-i încapă coroana. Bă. Aici. Stai că e la milimetru, așa. Te-am prins, te plantez. Să le faci umbră la peștișori. Uite, așa. Și înainte să încheiem acest episod, cocolicșilor, vreau să îi mai salutăm o dată pe... Bă, haide. Vreau să-i mai salutăm o dată pe invitații noștri și să le mulțumim că au participat, de fapt că vor participa la această nuntă. Ia uitați, stați să mă duc de aici. Ha? E frumos, e foarte frumos, o să punem și multe flori acolo. Domnilor, invitați, vă place nunta? Așa că e frumos, foarte frumos, sunteți fericiți, vă place, doar că tu, doamnă, și cu sora ta de acolo o să veniți puțin mai elegante data viitoare, da? Uite, nenea. Fratele geamăn al mirelui a venit foarte frumos la costum, vezi? Și tu, fată, fii mai fericită că o să-ți găsești și tu prieten cândva, bine? Trebuie doar să ieși mai mult afară. Cocolicșilor, haideți să apăsați butonul de cocolike. Vă aștept cât de curând cu un nou episod din Nuntă de Vis. Dați-mi în comentarii și ideile voastre. Apăsați butonul de cocolike, iar ne vedem curând. Pa!